Băi, practic, bună dimineața, Nărțo Mondialu. Să ține ghinionul de el. Să ține ghinionul de el. Vă dau meciurile. Vă arăt ghinionul și apoi vă dau meciurile pe ziua de astăzi. Tu îți dai seama, la un meci să pierzi 100 de milioane. La un singur meci. La un singur meci să pierzi 100 de milioane. Fii atent. Deci fii atent aici. La un singur meci de 10 lei... De 10 lei am pus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 de meciuri. Am pierdut un singur meci. De 10 lei. Ia uitați aici, 100 de milioane luăm. Vedeți? Ăsta e codul. Unde e codul? Aici. Acolo e codul. Și uitați pe cine am pierdut. Pe Slovenia, Belarus. Pe Slovenia, Belarus, în rest, toate le-am turnat. Toate le-am turnat. Elveția, Panama, Moldova, Costa de Fildeș, Luxemburg, Austria, Belgia, Polonia, Maroc, Serbia, Germania, Brazilia, am pus X2, surpriză, România, am jucat 1X, că am știut, Tunisia, Costa Rica, 1X, înțelegeți? Ungaria, Scoția, X2, am știut că și acolo va fi manevră. Deci, Danemarca, Chile, 1X. Deci, voi oameni, după cum vedeți, ăsta. Ghinionul se ține de mine. 20 de meciuri, 100 de milioane, 100 de milioane, 25 lei și 13 bani. În fine. Și fiți atenți, ca să vedeți că nu-i numai asta. Pun bilet separat, măi. Îl pun separat. Îl pun separat. Și în loc să pun, mă mânc, ca v-aș Dumnezeu, în loc să pun pe Franța, care a jucat ieri cu Rusia, uitați ce am pus, Franța cu Australia, auziți, în 16-6 ai meciul, mă. Deci ca să nu iau 700 de lei, mă, uitați, în 16-6, știți când e 16-6, 16 iulie, chiar de ziua mea. Deci toate meciurile le-am jucat, le-am pus 2, 4, 6, 7 meciuri. Le-am prins 6 și al 7-lea în 16 iulie. Franța cu Australia. Mâncava-și Dumnezeu, știți ce fac? Australia are nu știu ce cote, o să văd atunci, și am să pun tot 7.500.000. Am să-i pun, nu, numai 7 milioane, 50 de lei mila. 7 milioane am să pun X2. Înțelegeți? Că cine știe ce cotare, dacă la Franța a dat 1,22, bun, trecem mai departe, asta este. Că și așteptă scrieți acolo că-s prost, că n-am cultură, că n-am școală, că n-am nimic, că dați-vă de reacului de zdremțe care scrieți așa, că să mă las de sporturi. Eu v-am spus, aici nu trebuie să știi sport, nu trebuie, trebuie să ai noroc. Că ați văzut, că și la televizor o dat și ieri și astăzi. Nu puneți botul la site-uri. Care vă cere, că au arătat acolo, zice, ce 100 de euro și 200 de euro pe punct? Este unde se cere mii de euro și oamenii sunt disperați și dă și sproși și o ia mână, o apucat de-o da banii, salut. Nu-l mai găsește, numai ăsta, bine că gardă-i găsește, înțelegeți? Nu puneți botul, până la urmă și fotbalul e un pariu, măi, e un joc de noroc, un pariu, înțelegeți? Coordonat. Cum? Aici fiecare pe ăsta lor. Ca să rup ghinionul, am zis că fac un alt grup de ăsta. Acum, nu știu. În fine, hai să vă dau meciurile. Deci pe astăzi, FC Argeș cu Foresta, 1 închet, Metalo Globus cu ASU Politehnica Timișoara, joacă-l, Metalul, 1X, Dacia Brăila, peste 2,5, Academica Clinceni, peste 2,5, Afumați, peste 2,5, Balotești, 1X, cu Dunărea Călăraș, și Mioveni cu UTA Arad, eu spune 2, dar joacă X2. O cotă frumoasă. Vă pup pe tata și avola.
Să-mi pierzi un meci la 100 de milioane, 20 de meciuri. Am mai avut un bilet. Am mai avut un bilet. Lăsați că-l postez, ca să vieți. Tot așa. Înțelegeți voi? Eu m-am spus la pobraz. Vă pup, ceau.